Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi încercăm să aflăm cum putem avea o imunitate mai bună, mai ales atunci când vine vorba de imunitatea copiilor noștri. Curând încep școlile, ne pregătim să revenim în colectivitate, cei mici mai ales. Back to school cu bucurie, așa ne-am dorit să fie și astăzi o avem alături de noi pe doamna dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competență în apifitoterapie. Bine ai revenit, Ruxandra! Bine v-am regăsit, sănătoși! Uite acum încep grădinițele, școlile, ce putem face astfel încât micuții noștri să aibă o imunitate bună, adică să nu răcească din primele zile de grădini sau de școală. Da, bine ar fi să nu răcească deloc, ceea ce este imposibil, sau să răcească, dar foarte rar și fără a face forme complicații. Ușoare, așa ar este fi minunat. Este de fapt începerea și reintrarea în colectivitate este ca un bau-bau pentru mulți părinți și bunici săraci, pentru că se gândesc, iară copilul meu se duce o zi și stă o săptămână acasă. Să știți că este foarte ușor. Chiar dacă se spune că imunitatea naturală o avem, sigur că da, ea este mai bună sau mai puțin bună în funcție de genetic, deci este important și ce moștenim, dar și ce stil de viață avem, ce mâncăm, ce vicii. O persoană care trăiește pe vârful muntelui să aibă o imunitate mult mai bună decât noi cei din București. Și de aceea eu recomand o cură de imunizare care nu face rău pentru că se administrează plante și extracte naturale care stimulează sau modulează, să zic, în mod natural această imunitate. Adică ce face? Și stai puțin, Ruxana, tu ai recomanda această cură să o facem cu toți copiii sau în mod special cu cei care știm că sunt mai sensibili, că răcesc mai des sau că fac forme mai grave? Din experiență am recomandat părinților o cură de 15-20 de zile, chiar pentru cei care nu răcesc, o cură care înseamnă vitaminizare din surse naturale, da? Și cu atât mai mult celor care au avut probleme și care fac probleme repetate, cura se prelungește. Bineînțeles, se fac cure periodice și se intercalează. Nu facem, de exemplu, cum am auzit că sunt chiar unii doctori care dau echinacea 3 luni. De ce? Pentru că vedeți că sunt din ce în ce mai multe boli autoimune. Oare și stimularea asta în exces a imunității nu dăunează? Sigur că da, mai ales în cazul copiilor. Și de aceea vă rog, mergeți la un medic cu experiență să vă recomande o cură personalizată, pentru că și pe mine mă mai întreabă pe rețelele de socializare, am un copil care face așa și așa, ce să-i dau? Nu! Veniți la cabinet și vedem, pentru că și plantele au indicații și contraindicații. De exemplu, echinacea e foarte bună, se dă în cure repetate sub formă de suc proaspăt stabilizat, tinctură, capsule. De exemplu, nu multă lume știe că nu se dă în cazuri de fenomene alergice, care este tot o perturbare a sistemului imun, nu mai zic de bolile autoimune, da? Bun, deci iată mare, mare grijă. Și spuneai, cura aceasta de 10-15 zile ar fi trebuit făcută înainte de începerea grădiniței, da, a școlii? Bine ar fi să începem în cura primele acum zile. La 1 septembrie și până începem pe 12-15 septembrie, e perfect. După un care... Un pic am pierdut startul, dar încă nu, ne mai eram câteva zile. Nu contează. Eu le spun părinților, niciodată nu-i prea târziu și ei își dau seama că așa este. Și după aceea îmi dau telefon și a fost extraordinar. Copilul meu, chiar dacă a răcit, puțin năsuc care a curs, fără febră, fără nimic și s-a recuperat foarte repede. Da, deci vă recomand aceste cure, echinacea, uleiul de chimen negru, antibioticele naturale din uleiuri esențiale, care să știți că sunt foarte puternice, ulei esențial de titri, de eucalipt, de cimbru, de mentă, și care chiar acționează, nemai zicând de siropuri care conțin extracte de fructe de pădure, o sursă extraordinară de vitamină C, de bioflavonoide, deci antioxidanți. Să discutăm legat și de alimentație, Ruxandra, încă mai avem fructe, legume din belșug, ce ne ajută și la acest capitol, astfel toamna e bogată. Susținem pe copii și să-i ferim pe cât se poate de rece. Așa este, deci ar trebui să profităm în primul rând de fructele autohtone și avem mere, pere, prune extraordinare, nuci, struguri, cura cu struguri, după care avem legumele de tot felul, verdețurile, luați ceapă verde, usturoi verde, cruciferele de tip varză, să știți că și puneți varză murată și dați-o și copilor. Legumele murate în saramură sunt o sursă excelentă de vitamina C și de probiotice. Și plac copiilor. Deci beți sucuri naturale, dar în cantitate mai mică pentru că îngrașă, vă recomand mustul. Când zic must, zic
În prima de zile atunci când este... Suc de struguri, care să nu piște, exact. Cel care pișcă pentru adulți, nu pentru copii. Dați copiilor struguri, fructe, dați-le pește, pentru că este o sursă de omega-3 care știm că este foarte benefică pentru dezvoltare și pentru imunitate. Nuci, alune, migdale. Nuci, alune, semințe și fructe oleaginoase sunt foarte, foarte bune. Și nu uitați de hidratare. Hidratare cu ceaiuri naturale. Și aici e o problemă. Căutați ceaiurile naturale, că multe conțin în ele conservanți. Ceaiuri de fructe de pădure, de fructe exotice. Cum am spus, dacă răcește, putem să-i dea un ceai de busuioc, de cimbru, cimbrișor, de pătlagină. Și apa, să nu uităm că ea este cea care hidratează. Și apă cu lămâie, cu suc de lămâie, cu miere naturală, limonadele acelea chiar sunt foarte bune. Mulțumim pentru sfaturi, Ruxandra. Multă plăcere și sănătate. Te așteptăm să revii, să dea Dumnezeu cu toții să avem sănătate, că e mai bună decât toate. Te așteptăm să revii. Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.